Salut, pescari! Sunt Sorin Totpescar și blogger pe www.totpescuit.ro și astăzi vă iau cu mine la pescuit. Ne aflăm la o intersecție de drumuri. În direcția aia e Alba, în direcția opusă e Clujul, iar acolo peste deal e drumul spre Apahida, Dej. Suntem aici pentru că nu știu unde vom pescui astăzi. Totul depinde de ceea ce vom găsi în această cutie. Nu știu ce este în cutie, voi afla împreună cu voi. Un singur om știe ce se găsește în această cutie. Marius Gârjiu de la Normag România. El mi-a trimis-o ca o provocare, iar provocarea sună în felul următor. Într-o zi de pescuit, trebuie să prind câte un pește cu fiecare lucru pe care îl voi găsi în această cutie. Hai, să vedem împreună ce găsim înăuntru. Nu e foarte grea, după cum sună par a fi woblere. Hai să o desfacem. Marius, ce mi-ai făcut tu mie? Ia să vedem ce avem noi aici. Un plic cu strune. Un wobbler de 9 cm. Gume de 8 cm. Un plic cu gume mici de 5 cm. Un wobbler de 5,5 cm. Și un wobbler foarte mare de 14 cm și 39 de grame. Gata, știu unde pescuim. Judecând după lucrurile pe care le-am găsit în cutie, vom pescui astăzi la știucă, eventual și la biban, pentru că era un plic cu gume mici în cutie. Aici vom pescui astăzi, pe lacul ăsta. Pe lângă cutia misterioasă, am luat cu mine două lansete, una pentru năluci mici și una pentru năluci grele. Mamă, bate un vânt groaznic astăzi, tăios și rece. Va trebui să prindem în 5 ore de pescuit 5 pești cu 5 năluci. Hai să vedem. Am ajuns la primul loc de pescuit. Bate vântul foarte tare, dar apa arată extraordinar. E foarte limpede. În mod normal știucile ar trebui să fie active. Hai să legăm o strună și să ne apucăm de pescuit. Ca să începem cu dreptul, voi pune prima dată nălucile în care am cea mai mare încredere. Cred că îmi va fi cel mai ușor să prind cu astea prima știucă. Gumele de 8 cm, culoare Fire Tiger. O voi monta pe un jig de 4 grame. Aș fi vrut să pescuiesc mai ușor, cu 3 sau 2 grame. Probabil că ar fi fost mai potrivit pentru un pescuit pe apă foarte rece, dar nu mă lasă vântul. Așa că am pus un 4 grame. Cam așa arată montura. Încerc să țin momeala undeva între ape, deasupra fundului. Pe substrat există un strat destul de gros de vegetație. Iar dacă pe jig mi se agață chiar și puțină vegetație, știucile nu vor mai ataca. Știu că... Da! Prima nălucă, primul pește. Ui, ce început bun! Sper să meargă tot așa și de acum încolo. Ui, ce știucă frumoasă! Pentru lacul ăsta e o știucă extraordinară. Uite ce știucă frumoasă! Super fain! Prima nălucă, prima știucă!
Provocarea de astăzi începe excelent. Opa. Hai să-i dăm drumul. Super început de partidă. M-am încadrat. Am început la ora 12. E ora 1. Avem un pește cu prima nălucă. Așa. Hai să vedem cu ce continuăm. Ce ziceți? Ce să punem? Wobbler? Gumă mică? Hai să terminăm cu gumele. Pentru guma asta voi folosi o montură ceburașcă. Voi folosi un cârlig numărul 2 și o bilă de 3 grame. Așa arată montura. Sper să prindem repede un biban. Deși nu e exclus să prindem știucă, chiar dacă momeala e mică. Ca să avem timp să prindem pește și cu celelalte momeli. Am emoții în special în ceea ce privește momeala aia mare. X-Rapeto-ul. Știucile de aici nu sunt foarte mari și cred că îmi va fi greu să păcălesc una cu ea. Echipamentul nu e foarte potrivit pentru momeala asta atât de mică. Lanseta e prea tare. Nu știam ce surprize îmi pregătește Marius. Marius. Mi-a pus și o gumă de biban. Mi-a pus și o momeală mare de știucă nordică. Ai, ce bate vântul incredibil. Trebuie să pun o bilă mai mare și un cârlig offset ca să nu mai agăț atâta vegetație. Ne-am mutat la deversor. Măcar să-mi bată vântul din față dacă tot nu se oprește. Ce, Doamne, iartă-mă, e aici. Haide să vă arăt. Ce sunt astea? Candele. Spuneți-mi voi dacă știți. Foarte ciudat. Sunt pentru morți? Ce-i cu ele aici? O fi murit cineva aici, Doamne ferește. Ciudat. Ioi, ioi, ce știu că a venit după momeală. Ai, 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 uite valul. L-ați văzut? Ai, 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 ai. Unde ești? Fui, a venit după momeală. Hai, hai, ia-o, ia-o. Ioi, nu se poate așa ceva. Am văzut-o cu valul în cap venind. Gata, am ajuns la capătul răbdării. Nu mai pot să pescuiesc cu asta. Am pierdut foarte, foarte mult timp. Schimbăm pe wobbler și eventual revenim mai târziu. Incredibil. Nu mă așteptam să nu prind un pește. Am pus wobblerul de 9 cm. Îl pescuiesc cu smucituri din vârful lansetei. După fiecare mișcare din vârful lansetei, las firul moale. Și apoi recuperez excesul din mulinetă.
Privind în urmă, îmi dau seama că am fost mult prea optimist atunci când am acceptat această provocare. Dar așa se întâmplă atunci când accepți provocări la pescuit în România. Pleci la pescuit cu planuri mari și în final te bucuri dacă ai reușit să nu dai gherlă. Două lucruri vreau să vă mai spun. 1. Marius, să știi că lucrurile nu vor rămâne așa. Când te aștepți mai puțin, răzbunarea mea va fi cruntă. Și 2. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și până data viitoare vă salut pe toți. Fire întinse!